Bun găsit, doamnelor și domnilor, avem un subiect foarte delicat. Cu sau fără copii la terase? Se pare că este dezbaterea verii sau poate chiar a anului, pentru că noi credeam că se vor lămuri lucrurile, se vor mai calma de weekendul trecut, nu s-au calmat. Un celebru bistro din București doar a deschis cutia Pandorei, pentru că e mai mult decât evident că subiectul este unul foarte vechi și foarte sensibil și mulți s-au oferit să vorbească despre el până acum. Așadar, sunteți de acord ca cei mici să mișune liberi printre mese, la terase, în restaurante, părinții ar trebui să aibă grijă de ei sau nu, să-i disciplineze sau nu? Dacă vine domnul Goie și începe să urle pe lângă masa dumneavoastră, sunteți sau nu de acord cu acest lucru? Desigur, unii dintre părinți au menținut cearta pe rețelele de socializare și a fost un fel de dezbatere aprinsă între cei care au copii și cei care nu au copii. În lume există deja foarte multe restaurante, foarte multe hoteluri, stațiuni în care accesul copiilor nu este permis și deja se cunoaște acest lucru. Tendința la noi este abia la început și asta probabil și din dorința celor care dețin astfel de afaceri de a primi cât mai multă lume, pentru că nu e așa, venim după 2 ani de pandemie și așa nu ne merge bine și așa ne așteaptă o nouă criză și în condițiile acestea nu e o idee bună să renunți de bună voie la o bună parte din public. Discutăm pe această temă, vom vedea și postarea de la care a pornit tot scandalul, care, așa cum vă spuneam, continuă, pentru că dezbaterea de acolo, de pe pagina bistroului respectiv, a fost preluată în presă, a fost preluată pe rețelele de socializare și deja toată lumea are o părere formată. Vă prezint invitații cu care comentăm pentru început pe această temă, pentru că avem mai multe subiecte pregătite. Vom vorbi și despre mitul stațiunii Mamaia și despre un posibil sabotaj, pentru că deja se vorbește despre acest lucru. Mamaia este sabotată și despre asta vom discuta, dar în partea a doua emisiunii. Alături de mine doamna Monica Tatoiu. Bună ziua. Și domnul Mihai Duță, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Sunteți părinți ambii, într-adevăr copiii sunt mărișori. Dar ați fost și noi în această situație. Copii mici, odată, sigur, nu? Și înainte, înainte nu am avut copii, înainte să avem copii. Da. Așa, deci, cum e? E o idee bună să mergi cu copilul la terasă, după tine, peste tot, să-l iei pe copil, că e terasă, că e restaurant. Copilul trebuie să meargă cu tine, că n-ai cu cine să-l lași. Depinde de oră. Da. Depinde de oră. Deci, după ora 9, copiii n-au ce să caute la restaurant sau la petreceri sau la... de-astea, festivaluri de muzică electronică. Așa. Dacă părintele are toți neuronii la locul lor, da? Doi la mână. Îi înțeleg în condițiile în care nu ai bonă, bunicii trebuie să muncească că pensia nu le ajunge și atunci ce faci cu copilul? Stai acasă din cauza copilului și ajungi să te ceri cu nevasta sau pleacă unul și întâlnește pe una și divorțează că... Asta se întâmplă. Deci, la o terasă cu copii o cunoaște. Înțeleg. Nu, acolo nu. Dar nu înțeleg următorul lucru. Și fiul meu a șters pe jos și s-a dus la mese și a povestit ce face mama și tata la 4 ani. Da? Dar problema este de educație. Și în Franța, vezi, la copii. Dar te uiți acolo unde sunt țipete, te uiți cum arată mama și tata și îți dai seama din ce categorie socială. Vorbesc socială, nu de bani. Da? De educație. Deci, dacă părinții bagă mâinile în gură, sunt nesimțiți, într-un cuvânt, și copilul la fel. Dacă, dar poate un copil are mai multă energie. Copilul poate fi educat. Copilul poate fi. Și vezi părinți care, în momentul când ridică puțin tonul copilul la masă, da? Se apleacă și... Exact. Asta trebuie să facă un părinte. Dar sunt părinți care spun că capabil așa, să faci nu asta? E animăluț, no. Trebuie să-l lași să-și dezvolte personalitatea. Nu. Aici am observat două tonuri ale discuției. Dom'le, și venit într-adevăr chestia asta despre cei care nu au copii, nu, Doamne ferește, fiecare e liber să facă ce vrea. Dom'le, fără copii, niciun copil nu trebuie să fie la restaurant sau copilul poate să vină să facă orice la restaurant. Sunt la extreme, pentru că de fapt acolo e dezbaterea. Ăsta e nivelul dezbaterii. Unii spun că nu trebuie să vii sub nicio formă cu copilul, niciodată, că le enervează copiii. Pe omul care le enervează copiii, cred că le enervează
Și când și pisica și câinele și plus că pot fi adulți care și bunica fac mai cu care stă de... în casă probabil la adulți care încerc cu trabucul să fumeze în spatele tău. Ok, iar ceilalți sunt într-adevăr cealaltă categorie, cum spui și tu, nu, copilul trebuie educat de mic. Trebuie să-i lași o anumită libertate, dar eu când aud trebuie să lași copilul să facă ce vrea el, eu le spun tot timpul: ok, lăsați-l să bage și un cui în priză. Nu, trebuie să-i spui, vezi că în priză nu trebuie să bagi un cui. De ce? Pentru că poate muri. Vezi că pe scări nu e bine să alergi, pentru că poate să pătească ceva. Să te lovești, adică nu poți să spui, nu mă, eu las și vedem. Poate trăiește, poate moare, poate bagi un cui în priză, poate o iată să tăvălește pe scări și atunci trebuie copilul să fie foarte liber. Nu, trebuie să-l îndrumi. Iar eu și eu lucrez cu copii de mult timp, de vreo 10 ani și pot să spun exact ce a spus și doamna Tatoiu. Copiii sunt până la vreo 14 ani chiar, 12-14 ani, sunt oglinda părinților. Deci nu spune că un copil țipă pentru că s-a trezit el țipând și urlă tot timpul. Undeva în casă se întâmplă ceva. Ori nu are parte de atenția cuvenită a părinților, ori părinții sunt certăreți și așa mai departe. Da? Și în condițiile părinții astea... Țipă. Părinții țipă. Sau vorbești tare. Ceva, cum spunea, domnule, vezi un părinte care îi spune, știi că nu e frumos să faci asta, îi explică ceva. Dar încet. Încet. Mm-hmm. Dacă și copilul țipă și mai, băi, tăi, așa, acolo s-a terminat toată discuția. Pentru că au venit mulți părinți, știi că eu antrenez copilul lui Iubi, domnule, copilul este foarte agitat. Și copilul, să știți că are o problemă, are ADHD. Mă, că la asta nebunesc. Un copil de 6 ani e agitat. Cum ar trebui să fie un copil de 6 ani? Va? Și vine copilul și eu îmi dau seama că acel copil nu are nimic decât că are o energie mai mare decât... Și e foarte bine că e la Ruibi în cazul ăsta. Nu-i canalizată energia. Atenție, dar copiii până vreo 12 ani, mai mult de jumătate de oră, nu poți să le captezi atenția într-un mediu în care îi pui să facă ceva. Și e normal să fie așa. Așa. Deci asta e normalitatea. Și fiecare copil, pe de altă parte, are dezvoltarea lui. Unul la 8 ani poți să vorbești cu el niște chestii pe care nu poți să le vorbești și înțelege niște lucruri pe care nu înțelege altul la 12. Dar asta nu înseamnă că cel la 12 la 50. Dar asta nu înseamnă că cel de 12 ani are o problemă. Nu, la 14 ani o să fie un copil absolut ok și sunt diferențe. Sunt așa oscilații, adică poate la 12 ani să fie foarte deschis și la 18 după o experiență să negativă să se închidă. Întrebarea este ce ar trebui să facă un patron sau nu știu, un administrator de restaurant, de terasă, de hotel. În condițiile în care are această situație? Eu cred că e complicat. Și de ce e complicat? Pentru că venim după pandemie, acum suntem într-o altă criză economică provocată de războiul din Ucraina și toate lucrurile merg prost, mai ales în zona asta Horeca. Bine, că și Horeca are partea de vină că a scumpit totul foarte mult, dar dacă s-a scumpit benzina cu leu, i-a scumpit totul cu 10 lei. Și asta, știi, o să ajungem după aia, că să vedem până la urmă cine se abotează și mama aia, da? Dar nu știu dacă cel care are un restaurant poate să facă neapărat ceva. Poate să facă un program. Exact ca la fumat. Să facă un program, da. În momentul când ai o terasă în Franța, mie îmi place Franța, eu acolo mă duc, da? Și te întreabă la rezervare, fumător sau nefumător, da? Și atunci nu poate să fie acuzat patronul de discriminare. Deci, în zona fumători, n-au voie copii. Majoritatea părinților la noi sunt fumători. Deci, împarți, în Franța peste tot e așa, și împarți în zona. Și atunci tu care nu-ți place zgomotul, te duci și în zona de fumători, că e afară, e aia. Zona cu copii, zona fără copii. Și atunci, zona de fumători-nefumători, poate să fie zonă cu copii, fără ca părinții să se... că sunt nediscriminați. Nu. În zona de fumători n-au voie copiii, pentru că fumatul dăunează grav sănătății. Da? Și atunci nimeni nu poate să le facă nimic, dacă într-adevăr vor. Că majoritatea deci sunt în zona de fumători. De fapt. Este un subterfugiu, de fapt. Pentru că eu așa aș face, dacă aș fi prăjitare. Acum, pe nimeni. Noi, la noi în interior nu se fumează, deci... Da. Eu vorbesc de terase. De terase. Mă gândeam că atunci când era fiul mic, mergeam la vreo 3 restaurante, în principal așa, dar la toate, sigur, el la unul dintre ele are 3-2 etaje, se juca pe scări, nu urca pe nimeni, eu știu... Dar putea să șupă gâtul. Nu era măricel, se descurca, dar acolo ce se întâmpla? În plus, șeful de sală și ospătarii erau foarte atenți cu copiii și foarte jovial cu copiii. Adică
ai și personalul care când vede repede sau nu îi dă nicio atenție. Vedeau un copil, erau și alți copii acolo și cred că de-aia și veneau acolo familii cu copii, pentru că și personalul era foarte atent cu copiii, iar copiii tocmai din motivul ăsta nu se simțeau ca acasă. Nevoia este, să facă... Este și cazul acestei terase. Au fost foarte deschiși, ca și alte terase de altfel din București, au fost foarte deschiși și au făcut cumva un titlu de glorie din faptul că poți să vii la noi cu toată familia, copiii se joacă acolo, dar acum se pare că totul a pornit de la un spațiu în care e nisip și copiii au aruncat cu nisip de acolo în, au ajuns în farfuriile cu oamenii. Când spui că acolo poate să vină toată lumea și ai și un spațiu cu nisip, îți asumi chestia asta. Da? Și cred că asta o știe toată lumea, adică nu-ți plac copiii, nu vrei să ai scandal, nu vrei... Cred că acolo e un spațiu de joacă pentru copii. Evident, da, că o să vină părinții cu copiii acolo, da? Eu cred că e destul de simplă discuție. În Franța discuție. Am văzut, în Franța am mâncat la într-un sat ăsta, așa mai pitoresc, foarte turistic. Era un restaurant unde aveam o chestie de aia, cum de țigăinile, da? Și acolo scria așa: pentru copii care nu mănâncă legume și care țipă. Deci era și nimeni nu avea nimic de comentat. Da, o glumă pe care unii... Da, care nu mănâncă legume și care țipă. Pe de altă e parte, la limită, da. Și pe de altă parte, știi că am vorbit un pic și înainte de emisiune, pe de altă parte, când merg pe orice plajă din lumea asta, auzi în principal țipetele românilor, românii auzi, din apă, de la geamadură. Adulții, nu copii. Adulții, da, cu copii. Maria, Ionel, vino cu ace, uite că e apa mică, e apa mare. Nu suntem doar noi, sunt și sârbii la fel și rușii la fel. Dar parcă noi, și nu știu, nord-africanii la fel. Suntem cei mai vocali. Băi, nu prea auzi asta la... Nu prea am văzut engleză să facă treaba asta. La anumiți francezi de o anumită origine se țipă. Nu știu. Deci încă o dată ține de educație. Nu vorbim de religie, sex, ca să nu fim acuzați. Vorbim de educație. Românii, într-adevăr, au acest obicei, îi și recunoști pe unde mergi prin străinătate, pentru că, într-adevăr, vorbesc foarte tare și în avion vorbesc. Unii dintre, evident. Deci, de unde ai cum sunt îmbrăcați? Cum sunt îmbrăcați? Nu vorbim de sărați sau bogați. Da. Cum sunt îmbrăcați? Când unul are o geantă de nu știu care, care, bineînțeles, e luată din China de pe vapor, da? Și ea are doi copii și îi le face educație în avion, că eu nebunesc. Și le face și arată că ea știe, a făcut psihologie, sociologie, este în alea de mămici inteligente, da? E suficient să te uiți la ea ca să-ți dai seama cum va fi fetița care face ca mămică. Da, nu, n-aș vrea să generalizăm. Dar sunt și oameni care au propriile lor probleme. Din păcate, copiii n-au nicio vină că părinții au propriile lor probleme. Copiii sunt rezultatul. Și părinții care au un astfel de comportament trebuie să se gândească că le fac rău copiilor lor. Ei, da, trebuie să se gândească că acei copii vor avea de suferit. Pentru că ei au fost iresponsabili în cei 14 ani cât copilul e aproape de ei. Bun, acum aș vrea să ne gândim totuși și la situația în care trebuie să mergi cu copiii, nu ai o alternativă, poate fi chiar un concediu foarte plăcut în condițiile acestea, mergi cu copiii tăi, e într-adevăr o muncă în plus pentru că trebuie să găsești tot felul de... Hai să spunem niște joculețe, da? Trebuie să găsești modalități de a-i ține cumva în priză și de a nu se plictisi. Copilul nu e animal de companie să-l pui în țarc. Evident. Ei, și tocmai pentru că nu este ușor și ar fi necesar, poate, ar fi necesară o listă de sfaturi sau de recomandări din partea cuiva care este în această situație, am invitat-o alături de noi, legătură directă prin Skype, pe Alina Prodan, este jurnalist și blogger și are trei copii micuți. Îi mulțumesc foarte mult, Alina, că a acceptat invitația noastră. Bun găsit! Bună ziua, Irina! Mă bucur că m-ai invitat. Cum a fost în vacanță anul acesta? Pentru că am văzut imaginile, ați fost cu toții în vacanță, în Cipru. Înainte de această vacanță ați mai avut o scurtă vacanță, de asemenea, la începutul verii, într-un niște locuri foarte frumoase. Deci ați mers și în străinătate, ați mers și cu mașina, dar și cu avionul. Deci în toate aceste situații, da? Că se spune că e complicat cu copiii, cu avionul. Cum e cu trei copii în vacanță? Este complicat, într-adevăr, dar este nevoie de multă organizare. În primul rând vreau să vă spun vârstele copiilor mei ca să avem așa un reper. Cea mică are 3 ani, mijlociul 6 ani și cel mare are 8 ani.
Nu e ușor cu trei copii, nici să mergi la terasă, nici să mergi în concediu, nici să mergi cu avionul. Noi avem făcut așa niște strategii, avem tot timpul la noi joculețe. De exemplu, când stăm în avion sau stăm la o terasă sau în mașină, uite, v-am și pregătit să vedeți câteva lucruri pe care le folosim. De exemplu, avem un cub Rubik, o altă variantă a cubului Rubik. Acesta este un joc X și 0. Cum pe vremuri noi jucam pe hârtie, acum se poate juca pe așa ceva. Sau, pentru cea mică, de exemplu, am o tablă magnetică de desenat. Sunt doar câteva. Asta e o altă variantă a cubului Rubik. Sunt multe astfel de jucării micuțe pe care noi le luăm cu noi ca ei să nu se plictisească. Dar și cu astfel de jucării nu au cum să nu se plictisească. Maxim jumătate de oră poate să se joace un copil cu ceva locului, să stea locului. După aceea, de exemplu, când mergem la o terasă, merg întotdeauna cu soțul meu, pentru că sunt trei copii și este dificil ca o singură persoană să poată să gestioneze o armată de copii. Și atunci, până vine comanda, deci comandăm la terasă și până vine comanda, soțul meu merge cu copiii și se plimbă în zona terasei, apoi vine mănâncă cu copiii sau câteodată unul dintre copii nu vrea să mănânce și atunci plec eu cu el cât mănâncă ceilalți și facem cu schimbul. Pentru că altfel nu ne putem descurca. Însă, de cele mai multe ori, alegem terase care au locuri de joacă pentru copii. Niciodată nu mergem cu copii atunci când sunt obosiți, când nu se simt bine, când sunt nervoși. Și în mașină la fel. Când plecăm cu mașina, plecăm în așa fel încât să fie în apropierea orelor în care ei dorm sau se odihnesc. Fie plecăm dimineața, fie plecăm la prânz. Acum să vă povestesc și un episod din aeroport, pentru că, așa cum spuneai tu, am fost acum de curând în Cipru. Până în Cipru, într-adevăr, este un zbor destul de scurt, de 2 ore, dar până să ajungi în avion, știți cu toții ce înseamnă. Să stai la coadă, la pașapoarte, la check-in, la securitate. Este destul de mult de așteptat, 2-3 ore. Cea mică, la un moment dat, care v-am spus are 3 ani, la un moment dat nu mai avea stare, nu mai putea să stea la coadă. Ce să facem cu ea? Nu puteam să o lăsăm acolo să plângă, să se tăvălească pe jos, să deranjeze și pe ceilalți, și pe noi, și în primul rând pe ea. Și atunci am plecat cu ea la o scară rulantă și am urcat și am coborât scara aia rulantă de 10 de ori până am Doamna, ajuns în la check-in. Vreau să vă întreb, Monica Tatoiu, sunt în aeroporturile civilizate, părinții și copiii mici au întâietate la check-in, la boarding. Cred că oriunde au, de fapt, la noi, pentru că așa e. La noi n-am văzut așa ceva. Că eu am văzut la Otope, e singurul pe care îl avem aici în București, cel puțin. Deci, în mod normal, trebuie părinții cu copii să aibă prioritate, chiar dacă... La boarding, la momentul în care... Nu și la check-in. La check-in, să știți că n-am văzut nicăieri așa ceva. N-am văzut să fie prioritate. Iar la pașapoarte, la controlul pașapoartelor, nici atât. Și acolo am stat foarte mult. Da, nu, și asta ar trebui să se schimbe într-adevăr, pentru că nu au răbdare. E normal să n-aibă răbdare, e normal să aibă întâietate, pentru că sunt oricum într-o situație specială, ajută pe toată lumea situația asta. Este pe toată o formă lumea de handicap față de majoritate. Când ai un copil, tu, ca adult, ai un handicap, pentru că tu ai aceeași grad de mobilitate. Nu. E poate un cuvânt nepotrivit, dar care... Ca să înțeleagă metaforic, da? Ai o problemă în plus, da? Și atunci, dar nu numai, eu am văzut la firmele mari, eu nu spun cu cine e cercul, acolo te cheamă. E o doamnă acolo care stă și te la check-in și spune acolo, și dacă ai copil mic, până în 3 ani, da, așa ar trebui să se întâmple și, din păcate, nu se întâmplă chestia asta. Am văzut-o sporadic. Am văzut-o nu numai la noi, Și când ne-am întors din Cipru, la fel acolo, nu am avut întâietate undeva decât în momentul în care ne-am îmbarcat. Când deja trecuseră 2 ore de când eram în aeroport. Deci nu există. Poate în anumite situații sau cu anumite companii, așa cum spunea doamna Tatoiu. Da, din păcate așa se întâmplă. Dar mai e o chestiune. Ai ajuns deja în vacanță, într-o țară străină de cele mai multe ori sau chiar și în România. Dacă și în România sunt foarte multe lucruri în care nu se mănâncă bine, mâncarea nu știm cum este preparată. Sau copilul nu e obișnuit. Sau copilul nu este obișnuit, poate este într-o altă țară străină în care e o mâncare preparată altfel decât știm noi, în alte condiții, vreau să spun neapărat stricată.
Ei, care ar fi sfaturile tale, Alina, pentru mamele care merg cu copii în vacanțe să evite situațiile neplăcute, indigestiile? Sunt extrem de frecvente în vacanțe și în România și în străinătate. Da, nu pot să dau sfaturi, pot doar să vă spun ce facem noi în situații de genul acesta. De exemplu, acum când am fost plecați, am fost la mare, într-o zonă foarte ofertantă, pentru că acolo am mâncat numai la terase, pe plajă. Iar dacă lor nu le plăcea copiilor, unuia dintre ei, că v-am spus sunt trei și e greu să mănânce toți trei în același timp sau același lucru, nici nu mai spun. Dacă unul dintre ei nu vrea să mănânce, atunci se juca pe plajă cu unul dintre părinți. Deci noi niciodată nu îi lăsăm nesupravegheați, pentru că există pericolul să plece și să nu mai vezi, să nu mai găsești. Unul dintre ei stătea și se juca pe plajă până când ceilalți mâncau. Și apoi noi părinții făceam cu schimbul și reușeam să mâncăm și noi. Altfel, în ceea ce privește problemele alimentare, dacă există probleme alimentare și știi că are copilul tău o problemă sau că nu vrea să mănânce anumite lucruri, încerci să-i le iei de acasă, dacă se poate. Dacă nu, să mănânce acolo strictul necesar. Deci cea mică a mea este foarte pretențioasă la mâncare și acolo, cât am fost plecați, am mâncat, nu știu, salată, biscuit și încă ceva, câteva lucruri. Pentru câteva zile nu este o problemă, e mai bine pentru siguranța copilului să mănânce ceva cu care este obișnuit, decât să-l pui, să-l forțezi să mănânce ceva ce n-a mâncat și care nu-i place. Da, sunt părinți care preferă fructele de mare, da? În cazul copiilor nu sunt cred. Delicate, fructele de mare sunt delicate, da? Și sunt părinți care vor să-i obișnuiască. Dar ai nu străinătate când spitalul e la nu știu câte de... Da, și nu știi cum funcționează, da, și nu știi cum merg asigurările. Asigurarea de sănătate... Unul dintre cei trei copii mănâncă foarte multă caracatiță. Și am mâncat și n-am avut nicio problemă, nici anul trecut, nici anul acesta, caracatiță și creveți. Da. Ceilalți doi nu. Unul mănâncă pește, unul nu mănâncă deloc, nici fructe de mare, nici pește. Deci sunt situații și situații. Până acum n-am avut probleme, dar până acum, vacanțele de vară, să știți, noi nu am fost la noi la mare. La noi la mare am fost în extra sezon întotdeauna, pentru că, într-adevăr, mie mi-e frică de această enterocolită care se poate face din apa mării, nu neapărat din mâncare. Pentru că cunosc părinți care au fost și gătesc ei pentru copiii lor la mare și totuși au avut probleme. Deci problema la noi cred că este apa de mare. Păi nu, e apa de mare, de fapt, problema la noi sunt fecalele din apa de mare, din păcate. Da, asta da, e realitatea. Da, deci, da, iar, da, da. Iar enterocolitele astea, mie mi-a spus medicul de familie, cred că acum 15 ani, vezi că pe litoral, în sezon, există... Sunt deversări da? În apă, anumite sezonul, clădiri n-au... Da. E sezonul în vârf, deversările sunt în vârf și dar nu numai la noi, rezultatul. Și în Franța, în zona... La noi am pățit-o și eu când era... La noi sunt frecvente, lumea se teme, iată, e foarte corect ce spune Alina Prodan, sunt foarte mulți părinți care evită în sezon, cel puțin litoralul românesc, din același motiv. Da, enterocolitele sunt extrem de frecvente. Dar trebuie să neapărat asigurări medicale. Exact, asta era o altă întrebare, da, Alina Prodan. Da. Ai făcut asigurare de fiecare dată când ai plecat? Fiecare dată. De fiecare dată când am ieșit din țară, fie că am fost cu copii, fie că am fost singură, întotdeauna am făcut asigurări medicale. Eu sunt genul acela de mămică, merg mereu la mine cu toate medicamentele. Deci dacă fac rabat, fac rabat în bagajul de mână, medicamentele. Da. În bagajul de mână, atenție, pentru că problema este că nu poți să cumperi. Problema e că în anumite țări, America și UE, dacă nu ai rețetă, trebuie să-ți faci și te costă. Deci, sfaturile sunt, în primul rând, în bagajul de mână, toată farmacia pentru copii. Dacă ești și la noi, noi și adulții, avem jumătate de geamantan întotdeauna... Tot ce trebuie. Da, deci, ca să facem așa un rezumat, niște jucării micuțe care pot fi luate într-un bagaj de mână, poate, Sudoku pentru copii e foarte frumos. Astea toate în cap foarte bine și sunt pentru toți cei trei copii, exact. Pentru toate vârstele astea. Corect, și da. jumătate de oră poți ține ocupați. În rest, mai improvizăm. De exemplu, în avion ne uităm pe geam, ne uităm să vedem ce formă iau norii. Uh-huh. Sau le povestesc diverse lucruri legate de zbor, de avion. Improvizăm în funcție de locul unde ne aflăm. Poveștile funcționează întotdeauna. Aș spune că este full-time job. Da? Dacă merge, poate fi extrem de plăcut, dar nu poți să lași garda jos și nicio secundă. Învățați copiii să citească. Un copil care este fascinat, nu, la 8 ani. La 8 ani, unul dintre ei are 8, fetița are 3. Da, nu, cel de 8 ani, dacă îl înveți să citească, ăla 3 ore, dacă îl prinde cartea,
Da, dar da și la carte trebuie să găsești toate în avion, în avion pentru ei este o experiență deosebită. Stau numai cu ochii pe geam și nu e nevoie de multă distracție, distragerea atenției. Ei sunt fascinați să meargă cu avionul. Ce să mai citească? Nu poate să stea să concentreze, să citească atunci când vede pe geam nori, când vede că decolăm, că aterizăm, că anunță pilotul ceva, să vadă ce anunțe, ce spune. În rest, da, așa este. Cum ai reușit să îi faci să fie atât de relaxați în avion? Pentru că sunt foarte mulți copii speriați de avion, speriați la decolare, de exemplu. Ai discutat cu ei înainte, l-ai explicat? Da. Întotdeauna discut cu ei, indiferent de experiențele pe care urmează să le avem, discut cu ei înainte. Ei sunt fascinați de lucruri de genul ăsta, pentru că mergem și în parcuri de distracție, ei compară avionul cu ceva, cu o distracție extremă, să spunem. Nu, sunt fascinați și abia așteaptă să meargă cu avionul. E adevărat că nu mergem decât o dată pe an, iar pentru ei este de fiecare dată o noutate. Dacă... Pentru că cel puțin mijlociu și cea mică uită că au mai fost și anul trecut cu avionul. Dacă părintele... să fiți atenți, dacă părintele e speriat, se transmite și copilului, chiar dacă copilul simte. Da. Deci, dacă într-o familie în care părinții sunt speriați, și copiii vor fi speriați de avion. Într-o familie în care părinții nu înoată, că le e frică de apă, nici copilul ăla nu va intra în apă. Deci, atenție părinți, tot ce faceți voi, cum zicea... Se răstrânge. Da, să știți că eu cel mai bine, eu nu pot să dorm, adorm în condiții de-astea, eu nu pot să dorm în tren, băi, dar în avion, deci dacă o oră jumate, sigur jumătate de oră adorm în avion. Primul n-am învățat asta. Asta ar fi cea mai bună variantă, da? Să doarmă copiii în avion. Mulțumesc foarte mult, Alina Prodan, și vacanțe frumoase și în siguranță. Asta a fost o idee foarte bună. Mulțumesc foarte mult. A fost o idee foarte bună ce spunea Alina Prodan. Să le explici dinainte. Uite, noi vom merge în această țară, vom zbura cu avionul, se va întâmpla asta. Și să fiți pregătiți, uite, o să vedem ceva altfel față de ce vedem noi de obicei în vacanțele noastre. O discuție înainte, comunicare continuă cu copilul, asta ar trebui să fie bănuiesc. Doamna are 3 copii, da? Și atunci, dar dacă ai un singur copil, ce făceam eu, eu cu fiul meu, când întotdeauna mi-alegeam o familie de prieteni care sunt ca mine, gândesc ca mine și plecam, eram 4 adulți cu 2 copii. Da. Și atunci era... Se puteau juca. Se jucau. Mai aveau grijă pe rând. Da, și atunci una e să împarți în 4 sarcina, că un adult poate să aibă grijă de 3 copii, nu? Dar atunci pleci și îți găsești cu aceeași nivel de educație și cu același nivel de venit financiar. Și pentru că altfel se creează niște... Da, vor fi niște situații neplăcute. Sigur, persoane compatibile cu care sau, știi că... Chiar dacă tu îți permiți niște lucruri, când pleci cu familia care are un copil care nu își permite ce ai făcut tu, că vorbesc de mine când eram director, am fost cu copii de angajați, de-ai mei. Am mers în locuri pe care ei și le puteau permite și cu copii care aveau acces la anumite lucruri și fiul meu a învățat să trăiască aici, nu aici. Și asta l-a ajutat când a fost mare. Ceva a punctat foarte bine ceva mai devreme și ăsta e un principiu al educației, indiferent de domeniu, și în sport și în școală. La începutul orei antrenamentului trebuie să le explici, păi copii, uite ce facem astăzi și de ce facem asta. Că la ce le folosești? Briefing. Un briefing. Iar la sfârșit poți să faci un follow-up în care să zici, uite, cum vi s-a părut? Dar ideea asta e foarte bună. Uite, o să mergem în Grecia, o să mergem în Turcia, în Bulgaria, în Maldive, da, unde o să avem următorul program și acolo o să fie cam următoarele chestii. Ca să-i pregătești dinainte. Că sunt mici, nu au o capacitate prea mare de înțelegere și de a absorbi toate noile informații. Duci într-un mediu complet diferit. Total diferit. Uite, spuneam mai devreme că merg odată pe an. Deci odată pe an. Da. Nu? Dacă ai face chestia asta lunar, ar fi toată lumea obișnuită și n-ar mai fi nicio problemă. Dar îi scoți și atunci e bine să-i pregătești dinainte. Plecăm cu avionul. O să vedem nori. O să fie pregătirea. De pregătirea, asta e o idee foarte bună. Da, o intervenție foarte folositoare din partea Alinei Prodan. Revenim după publicitate și vorbim despre o altă chestiune foarte arzătoare în acest sezon și nu numai, dar în acest sezon par să se fi inflamat și mai tare lucrurile. Ei, este vorba despre Mamaia și despre litoralul românesc. Ce se întâmplă în Mamaia e poate mai greu de înțeles. Sunt persoane care susțin că nu ar mai fi atât de mulți turiști ca în alți ani,
Pe de altă parte, vedem imagini cu plaje pline și nu știm ce să mai înțelegem și de asta avem chiar o corespondență de la mare și discutăm și o altă chestiune legată de Mamaia, cum că ar exista un sabotaj. Din partea cui? Cine sabotează Mamaia? Discutăm după publicitate. Rămâneți cu noi! Este vârful sezonului pe litoral și în ciuda numărului mai mic de turiști față de alți ani, prețurile au crescut din nou. Vedem și noi ce se întâmplă, de exemplu, în Mamaia, pentru că despre Mamaia s-a vorbit foarte mult în aceste zile, cum că nu mai vine lumea, că s-au săturat de prețurile foarte mari și sunt nemulțumiți și de plajele lărgite. Ei bine, pe una din aceste plaje se află și colega noastră Ana Micu și chiar aș ruga o să ne spună care e situația. Noi, așa, din câte vedem în spatele ei, par a fi ceva oameni în zona de șezlonguri, dar când vom da și alte imagini, poate lucrurile vor fi ceva diferite. Cum ți s-a părut, Ana? Bun găsit! Cred că aici cea mai potrivită exprimare ar fi faptul că bate vântul și nu doar în mod pozitiv datorită brizei mării, ci și în mod negativ din cauza prețurilor. Această plajă din Mamaia, de exemplu, ar fi trebuit să fie una dintre cele mai aglomerate și totodată una dintre cele mai apreciate zone de către turiști. Cu toate acestea, în primul weekend din plin sezon estival este destul de gol aici. În ceea ce privește părerile specialiștilor, aceștia spun că Mamaia nu va duce lipsă de turiști, însă, în realitate, lucrurile arată cu totul altfel. Asta odată datorită prețurilor foarte mari și, pe de altă parte, din cauza faptului că investițiile de lărgire a plajelor nu au venit și cu facilitățile la care se așteptau turiștii. Pe de o parte, turiștii sunt nemulțumiți de prețurile foarte mari. Spre exemplu, aici în Mamaia, un sejur de 7 zile de cazare într-o cameră standard dublă cu mic dejun inclus poate ajunge până la 10.000 de lei. Prețuri estimate de specialiști ca fiind prețuri ce pot fi găsite în stațiuni de lux din Franța. Pe de altă parte, până și cheltuielile obișnuite, cum ar fi o masă în oraș, se ridică la un preț foarte mare. De exemplu, o cafea rece în Mamaia poate să ajungă până la 30 de lei, iar o masă la restaurant, în funcție de ce se comandă, poate să depășească 100 de lei. Despre aceleași prețuri vorbim și în cazul unui șezlong. Aici prețurile, de exemplu, sunt de la 100 de lei și pentru cei care nu ar dori să plătească acești bani, există o altă variantă, aceea de a-și întinde un prosop sau un cearșaf, însă această variantă este chiar mai scumpă, existând, de exemplu, un operator privat din zona Mamaia Nord Năvodari, care îi lasă pe oameni să-și pună cearșaful sau prosopul pentru prețul de numai puțin de 200 de lei pe zi. În aceste condiții, la care se mai adaugă și parcările foarte scumpe, cei mai mulți dintre turiști aleg alte destinații, de exemplu Costinești, fiind una dintre ele. Acolo este mult mai multă aglomerație, iar aici, în acest moment, putem vedea clar că aceste prețuri, care sunt de altfel cele mai mari din ultimii 25-30 de ani, din nou conform specialiștilor, descurajează oamenii din a veni la plajă. Intervenția Ana Micu a fost în legătură directă cu noi din Mamaia, de pe una dintre acele plaje mărite. Și s-a vorbit foarte mult inclusiv despre parcări, că parcările sunt foarte scumpe și acesta ar fi de asemenea un motiv pentru care românii ar evita să meargă în Mamaia. Și aș vrea să lămurim acest lucru, tocmai pentru că și Primăria Constanței încearcă să ia niște măsuri. În legătură telefonică directă cu noi acum primarul din Constanța, Virgil Chițac. Bună ziua, domnule primar! Se plânge lumea că e foarte scumpă parcarea și acesta ar fi unul dintre motivele pentru care este evitată Mamaia. Înțeleg că dumneavoastră ați face o propunere pentru săptămâna viitoare, da, să se discute în Consiliu o scădere, da, a tarifelor, nu? Care, o să vă rog, da, să ne spuneți mai multe. Doamnă, în opinia mea, orice discuție pe acest subiect care vrea să informeze oamenii, nu să-i dezinformeze, trebuie să plece de la răspunsul la următoarea întrebare. Pentru un turist care sosește în Mamaia cu mașina personală și care este cazat la un hotel, cine trebuie să-i asigure parcarea? Hotelul, dacă... zic eu. Hotelul. Bun. Vedeți? Răspunsul este corect. Agrez întru totul ceea ce spuneți. În cazul acesta, vă rog să rețineți că, în conformitate cu regulamentul parcărilor din Constanța, hotelierii au posibilitatea de a închiria de la primăria municipiului Constanța, în zona lor, evident,
parcări cu 500 de lei pe lună, adică 17 lei pe zi, adică mai puțin de 70 de bani pe oră. Preț care ar putea fi introdus în prețul de cazare. Ei, imaginați-vă că în momentul de față, din 7.000 de parcări pentru care noi am cheltuit bani, pe care le-am amenajat, pe care le-am asfaltat, pe care le-am marcat, din 7.000 de parcări, numai 1.300 sunt închiriate de hotelier. Deci cumva s-au zgârcit, ăsta e adevărul. S-au zgârcit și au crescut toate prețurile și acum spun că e scumpă parcarea. Uite că nu știam de chestia asta. E foarte interesant. Și e foarte bine. Dar gestionarea, domnul primar a făcut precizare. Închiriază de la primărie, da. Dar ei trebuie să gestioneze parcările alea. Și eu vă spun că... Stați să ne explice, vă rog, domnul. Nu neapărat, am creat un... E posibil ca exact în fața hotelului să nu aibă numărul de parcări necesar. Așa. Însă am creat un mecanism prin care contra unui, acestei sume îi vom da un talon turistului, hotelierului care îl va da turistului și poate să parcheze în orice zonă din oraș și din Mamaia, în orice moment al zilei, dacă plătește acea parcare. Deci dacă el vrea dimineața să se ducă, dacă vrea dimineața să facă plajă în dreptul hotelului, își lasă mașina acolo. Dacă vrea la prânz să mănânce la casino, de exemplu, își ia mașina și se duce la casino și unde găsește parcare liberă, parchează și nu va întreba nimeni nimic pentru că are talonul. Dacă seara vrea să meargă în cluburi, se duce cu mașina personală în club și parchează acolo, unde găsește parcare liberă, fără să nu întrebe nimeni nimic. Deci noi am creat mecanismul, creăm mecanismul. Dar cine, domnul primar, cine, eu am, soțul meu e din Constanța și am prieteni care sunt hotelieri și știu ce s-a întâmplat în alți ani. Deci avea omul închiriată parcarea și veneau niște bizoni mioritici, da? Cu pile, cu cine era, băiatul, tata, nu știu ce, și își lăsau mașina în fața ta, nu puteai să ieși din parcare. Odată am stat 3 ore ca să pot să ies din parcarea hotelului care era închiriată de la... Asta ar trebui să fie treaba hotelierilor. Hotelierii nu aveau nicio posibilitate, că venea unul și lăsa mașina cu stilul românesc. Bun, dar există poliția locală, doamnă. Există poliția locală care va face datoria. Deci trebuie mers în tandem. Nu, dar plus... astfel de situații nu s-au mai întâlnit în Mamaia. Și mai spun ceva. Anul trecut parcarea a fost 4 lei pe oră. Și nu a plâns nimeni. Trebuie să recunoaștem că sunt și motive obiective pentru care avem așa un hai să spunem, o lipsă de turiști în comparație cu anul trecut. Știți foarte bine că s-au deschis granițele față de anul trecut și oamenii au și altă destinație. Mă rog, criza economică a fost însoțită de inflație și este statistic dovedit că oamenii, o familie a rămas cu mai puțin de 2000 de lei în buzunar, pe care probabil le-ar fi alocat unei vacanțe. Deci sunt cauze obiective, dar și cauze subiective. Vorbeați de, că am fost și eu atent, vorbeați de cearșaf și de... Păi vedeți, aici printre cauzele subiective sunt și prețurile pe care le practică unii. Eu totuși nu cred că, majoritatea hotelierilor sau operatorilor economici practică prețuri exagerate. Dar să revin, spuneați de ce așa... 10.000 de lei o cameră e totuși cam mult. Asta da. O săptămână. Asta da, dar nu cred că tot fac așa. Nimeni nu te obligă să dai. Acum știți foarte bine că primăria nu poate interveni în povestea asta. E adevărat. Despre plaje. Păi este lege care spune că plajele care sunt operate de operatori privați, 30% din suprafață trebuie lăsată pentru oameni care vor să vină să nu plătească șezlongul, să-și aștearnă cearșaful. Deci ceea ce spuneți noastră cu individul ăla care punea un cearșaf contra 200 de lei este total nelegal. Noroc că nu se întâmplă în Constanța, că mergeam cu poliția peste el. Se întâmplă în Năvodari. Da, Năvodar nu-i treaba mea, dar în Constanța mergeam cu poliția peste el în secunda 2. Pe ce el se joacă cu mine? Bun, domnule primar, concret, săptămâna viitoare înțeleg că se va discuta o propunere. Asta am vrut să vă spun. Facem un pas în față, dar vreau și ca și hotelierii să înțeleagă. Pasul pe care îl facem în față este următorul. O să propun într-o ședință de îndată consiliul local ca pe timpul nopții, între 22 și 8, parcarea să fie gratuită, dar nu numai în Mamaia, în toată Constanța, că eu nu pot să discriminez. Eu sunt primarul constanțenilor. Dar vreau ca și domniile lor să facă un pas în față. Vă spuneam și repet, din 7.000 de locuri de parcare, numai 1.300 sunt închiriate de operatorii din turism, de hotelieri. Da, s-au zgârcit oameni cu alte cuvinte. Exact la București. Avem parcare la universitate, ea este 75% goală,
că se plătește. Încă nu vor să plătească. Și toate bulevardele din jur sunt cu mașinile pe trotuar. Bun, mai e o chestiune. Se vorbește foarte mult, domnule primar, și am auzit și în declarațiile dumneavoastră așa otentă. Cum că în Mamaia ar exista și un sabotaj la adresa acestei stațiuni? Ar fi existat un sabotaj? Nu, cine? Nu, eu spun așa, că în retorica asta publică în ultimile zile n-am putut să nu constat, cum să spun, critica la adresa Mamaiei o pot înțelege. Nu fac eu știrile pentru o societate comercială cum sunt televiziunile, dar în același timp se promovează ostentativ și alte destinații turistice din afara României. Și atunci când vezi lucrurile astea, nu poți să nu te întrebi, dom'le, dar de ce se promovează altele din afara României și ăstora li se dă în cap? Atâta tot. Bine, mie se pare normal să se vorbească de toată lumea, dar în condițiile în care, din păcate, asta e realitatea, e scump și prost. Normal că te duci la alții. Domnul primar, în ultimii 3 ani de zile a fost așa de rău încât eu am avut casă în Piața Ovidiu, bărbatul meu e constanțean. Am vândut-o. Da. Bine, asta a fost alegerea dumneavoastră. Nu, deci încă o dată, pentru că nu se ridică la standardele din anii 70. Păi nu se ridică, doamnă, pentru că am propus un regulament de acces în zona peninsulară să nu mai intre toată lumea cu mașina acolo și a fost respins. Nu respins. A fost atacat de Episcopia Constanța. A fost atacat de operatorii economici de acolo. Păi în anii 70 în Constanța, în zona pieții, nu se intra în zona peninsulară. Vedeți, mai mult decât atât, jumătate din zona aceea peninsulară a fost reabilitată pe fonduri europene și în curând acordăm contractul de realizarea lucrărilor. Deci am licitat realizarea lucrărilor, implementarea proiectului pentru cealaltă jumătate. Ori în contract spune foarte clar că zona aia este ocazional carosabilă și trebuie să fie piedonală. Ori uitați-vă că sunt blocat în instanță și sunt blocat în instanță și probabil vom avea în termen până în luna martie. Ba da, pentru că regulamentul l-am pus în funcțiune, am pus bariere, se eliberase zona, vroiam să intrăm, să o facem, să o redăm pietonilor, cum e și normal, și am fost atacat în instanță de episcopie și de operatori economici. Da, eu sunt convinsă că intențiile dumneavoastră sunt bune, domnule primar. Pe de altă parte, îmi dau seama că ai un mandat al naibii de greu. Și asta este. Eu vă urez succes dacă... Mulțumesc. Dacă ar fi... Eu n-am venit să mă plâng aici. Eu vreau numai să vă ridic câteva probleme pentru că m-ați întrebat. În firea mea să mă plâng. Că până la urmă mi-am asumat povestea. Pe de altă parte, vă mulțumesc foarte mult, domnule primar. Pe de altă parte, mă gândesc că dacă nu ar fi existat haosul acesta lăsat... Da, de autorități de-a lungul timpului să se construiască aiurea prostește, în Năvodar cel puțin arată ca un mic orășel pe plajă, nu, da, toate clădirile sunt în construcție și era, e un zgomot infernal și era o zonă încă neexploatată la, mergeam cu cortul la nivelul ăsta agresiv, asta e o exploatare agresivă. Uite, avem acum, am înțeles ce spune domnul primar și cu locurile de parcare. Intențiile primăriei sunt bune, da, dar problema nu e la primărie. Problema e la operatorii economici, care vor să ajungi cu mașina pe plajă, dacă se poate, să-ți permită să ajungi cu mașina pe plajă, să nu plătească locul de parcare de la primărie, să-ți ia 10.000, să-ți ia 2.000 de euro pe săptămână. Păi 2.000 de euro pe săptămână la Mamaia, serios? Mă gândesc acum, poate, în urma unei discuții între primarul Constanței, care cu taxe. Toți primarii de la Malul Mării, da? Reprezentanții patronatelor din turism, pentru că sunt foarte multe și oamenii de obicei vin la aceste discuții, și ministrul turismului. Ar trebui să se găsească niște soluții, să fie niște tarife pe zone. Mamaia este o zonă scumpă, da? Așa am branduit-o, așa vrem să o păstrăm. Ei, acolo să fie tarifele până la o anumită limită, da? Să te poți învârti în limita asta. Nu poate să fie cazarea mai scumpă. Și a oferte, nu poate, nu poți să te faci. Păi atunci te uiți că lumea îți pleacă la nisipurile de aur și asta e. Știi cum se va regla? Se va regla prin lipsa clienților. Așa se întâmplă pe o să fie nevoie să scadă prețul. Pentru că au crescut extrem de mult prețurile, mai ales în anul ăsta în care toată lumea suferă.
Da? Inflația era ajuns la 15%. Puterea de cumpărare a scăzut. Ei, ce fac? Nu știu, mama aia... Ca la dat finale. De final, pentru că avem foarte puțin timp la dispoziție, nu avem cum să nu aruncăm un ochi pe un articol al celor de la Newsweek România, reprezentați aici în emisiunea de Mihai Duță, unde își fac concediile interlopii români. Luați această informație cum doriți. Unde? O să vedeți imediat. Deci e... Subiectul ăsta are și următorul aspect. Unul dintre domnii care petrece concediu în Italia, în România, este urmărit internațional. A, da? Ok. Și e bine mersi, dar el în Italia nu mai are nicio problemă din punct de vedere legal și vede foarte bine de concediu. Aici, iar vedem că Nuțu Cămătaru, un interlop cunoscut, s-a dus în Tasos totuși. A ca tot românul în Tasos. Da, știi, e vorba unui coleg de la noi. Unde mergem? La noi, în Tasos. E un banc. Că grecii au zis, bă, dăm Tasosul bă, românilor, dar lăsați celelalte insule în pace. Dar alt domn a preferat să meargă la Mamaia și este nemulțumit. Nu, e mulțumit. E foarte mulțumit. E ok. A spus că a cheltuit vreo 3.000-5.000 de euro. Nu, e tot ok. E frumos. Bun. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Plecați în vacanță. Vacanță plăcută. O să fie în cam 2-3 săptămâni. Mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. Ne revedem la știri, la fix.